Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bitru, așa? Cred. Graham Salisbury, 58 de ani. Na. Asta până când l-am găsit pe domnul Ciubuc, domnul Viorel. Ciubuc, de-al nostru? Da. Domnul Viorel Ciubuc este vrâncean. Da. Anul trecut, pe vremea asta, urma să împlinească 85 de ani și încă mai arbitra. Atunci, ce ligă? De atunci datează ultimele vești. La FIFA pe PlayStation? Nu, mă, nu știu. Arbitra fotbal cu oameni. Vii. Adică... Suntem în tribună cu... Nu, mă, nu. E, sunt poze cu el. Dânsul e... Nu cred. Da. E la centru sau tușier? Centru. Centru? Da. Adică stă doar la cine? Doar da. Pe punctul. A fost inginer chimist. Probabil a băgat ceva. Pe la Vâlcea acolo îți dai seama. Bă, dar ce? În tinerețe. Dar ce ligă arbitrat? Nu, măi, tată, era la noi aici. Păi da, ce la ceva vizit? Local îți dai seama că nu era la vreo ligă. Mă, ce tare, aș face un reportaj cu domnul Ciubuc. Dacă îl știe pe cineva, pe domnul, cum îl mai cheamă? Ciubuc și mai cum? Viorel. Domnul Viorel Ciubuc, sunați-ne, vrem să vorbim cu dumneavoastră, vă rog frumos. Oricum, a fost și prin America arbitru de fotbal în sală, da. Pentru un arbitru, numele e ușor ciudat. Da, 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 da. Predestinat, ai zice. Și eu care mă bucuram, eu aveam caz de arbitru de 61 de ani. De unde? Suspendat pe viață în Liga a 4-a din Olanda. Câți ani? Ghiși ce a făcut, 61, da? Ghiși ce a făcut. Nu știm dacă a luat șpagă, dar a favorizat o echipă sau ce puțin așa crede federația. El zice că nu, că este așa, o măsură excesivă. Care, deci, a fost un meci, m-am documentat, a fost un meci în Liga a 4-a. Olandeză. Olandeză, da. Între echipele, stai, de Valken. St. George și de Valken. St. George. Cred. Mă rog, nu da. E St. George, asta e în engleză, la ei e St. George. Și de Valken s-a încheiat cu 1-0, a bătut St. George, da, cu 1-0, suficient cât să promoveze St. George. Și să nu promoveze olilanții. Deci era meci de promovare pentru da, 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 Liga a 3-a. Și arbitru pare să fi fost hotărât, el pare să fi avut o echipă cu care ținea acolo, pentru că deci eu, na, nu se întâmpla nimic acolo și atunci a hotărât să prelungească. Și a prelungit meciul, a eliminat 3 jucători de la de Valken. Mamă. Și a îți dai seama, 3. Dacă mai elimina unul, se încheia meciul, nu? Nu, la 5. La 5? Da. Adică, bon. Câți ați avut, mă, atunci? Că voi ați spus ce mai aproape. Am avut, da, am avut și noi o situație și de genul ăsta. Și dacă era și șaselea? Trebuia să câștige CSEA Steaua titlul și l-a câștigat. Nu ține minte, acum câteva sezoane, că aici eram cu tăia. Nu ține minte. Nu era. Și au avut meci și a luat capul. Așa. E înainte de deșteptarea. Nu e chiar acum câteva sezoane. Ba nu, mă, eram în deșteptarea. Că țin minte că am dat... Bine că ăsta aici mai vechi decât deșteptarea și asta. Așa, și ce s-a întâmplat? Da. Ce s-a întâmplat? Rapidiștii s-au ofticat pe da, românește? Nu s-au ofticat, au jucat pe bune în timp ce ceilalți n-au făcut-o. Au jucat pe bune în timp ce ceilalți n-au făcut-o? S-au ofticat. Și la meciul cu... Ce meci? Cu Târgu Jiu, cu Pandurii Târgu Jiu. Da, da, da. Și ce s-a jucat cu FC Vaslui. Au vrut să facă ceva demonstrativă și au început să-și care cartonașe roșii. Dar n-au dus-o până la capăt, că n-au reușit să le apă al șaselea. Ca să... Ba da, ba da. S-a terminat meciul. S-a terminat meciul. Ultimul a fost Coman eliminat. Bravo, da. Și cum obțineau carton așa? Că sper că nu prin violență. Mai un crampon, mai... Serios? La vremea era de-abia... N-a omorât pe nimeni. Nu, adică dar nu era mai simplu să înjure arbitru? Măcar nu era cu violență. Cred că s-a întâmplat și asta, dar avea dopuri în urechi. De ce dai, mă, nu știi să înjuri pe exact, principiul ăsta? Da, 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 da. S-a dat cu mingea în arbitru, s-a dat, așa, s-a făcut. Frate, a fost circ, da, a fost frumos. Da, ca să revin, deci arbitru a prelungit meciul 15 minute. La tot, prelungit după ce i-a dat afară pe aia 3 la de Valken și l-a prelungit până când a reușit să încerce să marcheze. Cum se face? Cu portarul a marcat. Da. Și în momentul în care a marcat a și fluierat. Deci gol, pa, la revedere la vestiare, ura, nu știu ce. Hai, a fugit acasă. Da, a fugit acasă și de Valken a rămas în divizia a 4-a, ăștia lanții St. George au promovat și arbitru a fost filmat. După aceea el s-a bucurat foarte tare alături de echipă. Alături de echipa St. George, da. Adică ăia, pentru că au câștigat, presupun, și seria, s-au urcat pe un soi de pod. Podium, au primit o cupă, mă rog, au primit o farfurie, ca era cupa, nu știu ce. Da, da, da. A venit ceva șampanie și arbitru pe podium împreună cu ei. Yeah! A cântat cu ei. Păi da, mă, și-a făcut treaba. Da, și-a făcut treaba și, mă rog, l-au suspendat. Bă, la 61 de ani nu te suspendă, te pensionează, practic. Da, mă, dar e și pe ușa din dos. Foarte supărat. Eu zic că e și bine. Măcar o fi câștigat și el un pariu ceva. Categoric. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.